arhitectul, știu, îi om cu gândire avangardistă, deși în lucrările lui n-ai spune. Nou-nouț, la acest laborator, cu fundul în sus, non-formal, se produce Iurie Iculescu. Nouă este că testăm o metodologie nouă, bibliografia vie. Vreau să zic că noi suntem învățați ca la zilele bibliografiei să expunem în public bibliografiile pe care le facem și le lăsăm mute. Noi, în această metodă, vrem să facem să vorbească bibliografia. Dar vedeți că aici sunt mai subdiscenă oameni. Nadia Mărbau, care a lucrat la volumul, la completarea volumului 1, la volumul 1 am lucrat eu, se vede, și pentru că, de ce bibliografie vie? Pentru că, cum spunea Thomas Frey, director executiv din Institutul Da Vinci, bibliotecile sunt, într-adevăr, o formă de viață. Ele există ca un sistem uman și ca tare au tendința de a lua multe atribute din celelalte forme de viață. Deci, o carte poate fi însuflețită, mai ales că bibliografia vie participă protagonistul și autorul. Aceasta ne va echilibra balanța între contribuția autorului și contribuția bibliografului. Metoda are ca scop a pune în evidență atât realizările autorului, cât și contribuția bibliografului care... I-am zis, știi, gândă să mă amintesc. Puri și părăcii ai zis. Deci care pune în evidență și procesele foarte grele, anevoioase, autorului, elaboratorului de bibliografie. Deci, dumneavoastră o să aveți acest tutorial, eu nu vorbesc, dar de ce bibliografie vie? Da, deci și trecem la om. Dar cum e? Am întârziat. Vezi ce înseamnă? Da, da, iată. Ne permite să animăm activitățile preconizate legate de cultură, informații, de bibliografie și la 2 noiembrie, ziua bibliografiei, în care putem să practicăm, să practicați și dumneavoastră această metodă, la ziua științei, etc. Așa cum bibliografia vie este înrudită cu expoziția vie, exponatele sunt umane, în afară de carte, mai incluse și oamenii despre care vorbim. Deci, o putem folosi oriunde. În bar, în teatru, în bibliotecă. Noi, bibliotecarea, aici o și producem. Și sau în fața studenților, atunci când punem accentul, mai accent, când punem un mai mare accent pe procesele de bibliografiere. Și pentru a încuraja bibliotecarii să prezenteze capsule de memorie tipărite sau vegetală, cum spunea Umberto Eco, și digitală. Pentru că, așa cum vedeți cartea apărută, mai există și punem la dispoziție și formatul electronic. Și cel mai important, oferim o experiență inedită, interactivă de cunoaștere, învățare și informare. Iar reușita acestei metode depinde doar de noua religie. Asta e concepția noastră. Ori fiecare om are o abordare, ori fiecare om dintre dumneavoastră gândește altfel și poate să adauge elemente ori de care vor, ori de care vă permite bugetul și posibilitățile dumneavoastră. Pentru că fiecare element bibliografie vie va purta amprenta celui care a gândit-o. Tutorialul este unul general. Dumneavoastră îl aplicați cum vreți. Acum intrăm în rol. Iurie
Îl cunosc foarte bine. Din 94, din 89, am lucrat la mai multe proiecte editoriale, am făcut primul volum de bibliografie. Este un om foarte și foarte ordonat, că mic câteodată de rușine să stau la copilă. Dar n-are încotro, trebuie să mă sufere. Și îmi place că el se joacă cu cifre, precum și eu. Dacă deschideți volumul, care este foarte, foarte, foarte proaspăt, are 1955 de surse. Asta e anul nașterii domnului Colescu. Deci, s-a jucat cu numerologia și a pus o semnificație în acest volum, spunând că la 60 de ani el raportează 1955 de surse. Un om foarte productiv, laborios, serios. Numele lui, dumneavoastră ați citit și pe fața la primul volum și în recenzii la prima, nu recenzii, pe cărtarea prin bibliografie din Biopolis, în 10 ani în urmă. Da, vreau să zic că nu mă opresc la caracterizarea lui ca om, că acolo am făcut-o. La subiecte. Este un volum extraordinar de bun. Eu n-am bibliograf, lucrează? Da. Care are mai multe indexuri ferestre. Indicii la o bibliografie sunt ca și niște uși ferestre larg deschise pentru a comunica conținutul acestei lucrări. Deci, în această metodă se vorbește slideshow-ul, prezintă, sau dumneavoastră puteți utiliza orice altă formă, slideshow, prezi despre viața și activitatea protagonistului. În cazul ăsta, și cu această carte, noi îl felicităm pentru anul 60 de ani.